Ați spus o chestie foarte interesantă. Ați avut o discuție cu Marcel Ciolacu, Mai multe. mai multe discuții, privind susținerea Gabrielei Firea Da. pentru. Deci ați vrut să Da. susțineți Am vrut să avem un candidat comun. Eu nu eram foarte fericit de doamna Firea ca și și primar. Ciolacu n-a fost de acord? Inițial au zis, dar după aia au zis, bine, hai susțineți-o voi și, băi, stai puțin, stai, că suntem la politică aici, acum adică susțineți-o voi. Nu, nici nu cred că doamna Firea e cel mai bun primar din lume, adică așa să mă duc cu inima deschisă. Înțeleg politic că e mai bine să candidăm împreună. Hai să discutăm. Nu, nu vrea partidul, nu, care partid nu vrea? Că vă dați seama, din 41 de președinți ai PSD, pe 35, cred că pot să-i sun acum, îmi răspund, vorbesc cu ei. Și toți spun, toți au spus, domnule, e mai bine și cu Pro-România și cu ALDE, pentru că mulți au pierdut din cauza asta. Că n-au avut alianțe. După aceea, iarăși, în consilii județene. Deci, și-au dorit. Da, e clar că, nu știu, sau a fost altul ordinul pe unitate să nu iasă pe primul loc. Ne luptăm, ne luptăm, vom fi în Parlament. PSD nu va face guvernul pentru că nu-și doresc chestia asta. Nu vor, nu se luptă pentru asta. N-ai cum să intri pe teren într-o bătălie cu cineva care vrea să pierdă bătălia. Dar noi o să fim vocea opoziției.